Românii ortodoxi din capitala Regatului Danemarcei care au participat astăzi la Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal din Copenhaga au primit binecuvântarea Preasfințitului Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și taina Sfântului Botez pentru doi copii și un adult. În cuvântul de învățătură, Preasfinția sa le-a vorbit credincioșilor despre iubirea lui Dumnezeu pentru întreaga creație. Să privim ținte la Hristos cel răstignit, cel care își întinde mâinile pe cruce pentru a ne deschide brațele părintești din cer. Domnul atunci când și-a întins mâinile pe cruce, fiind pironit, și le-a întins cu toată dragostea și grija și mila sa față de întreaga făptură. El și le-a întins ca om, răbdând în durere și defăimare, pentru și într-o dragoste nemărginită, iar Părintele cel Cerescui Fiul și-a deschis brațele, îmbrățișându-ne pe noi, pe toți și făcându-ne fii ai Harului Cerului Dumnezeu. La slujba a participat și Aurelian Iftimiu, consilier patriarhal, directorul Agenției de Știri Bazilica a Patriarhiei Române. Contribuim foarte puțin prin a arăta lucrarea misionară și filantropică pe care o desfășurați sub păstorirea Preasfințitului Părinte Macarie. La finalul slujbei, ierarhul a oferit mai multe daruri copiilor din cadrul programului Școala de Duminică. Paraclisul Episcopal din Copenhaga are hramul Nașterea Maicii Domnului. Aici se află și icoana Maicii Domnului arătătoarea căii.